faptul că foarte mulți părinți vin în ultima perioadă cu copiii pe la 2-3 ani în care spun copilul meu nu vorbește, copilul meu nu e atent, are autism. Hai să vedem dacă este vorba de autism sau este vorba de faptul că este dependent de tehnologie. Pentru că în momentul în care copilul a stat, cum spui tu, după ce se naște și începe să mănânce doar pe telefon, doar pe calculator, doar la desene, el își creează aceea lume a lui, exact ca și la copilul autist, în care sunt afectate funcțiile cognitive, limbajul, atenția, adică părțile astea de cogniție. Își formează aceea lume în care e foarte greu să iasă. El e pe acolo, în lumea lui, pe limbajul lui. Ori în momentul în care scoți telefonul cu totul din viața copilului și începi să te joci cu copilul, să vorbești cu copilul, eu le dau undeva la 3 luni în care să facă doar aceste lucruri fără nicio intervenție terapeutică. Deja se văd diferențe, pentru că copilul începe să spună cuvinte, copilul începe să fie mai atent când este strigat, pentru că până atunci nu răspunde nici la nume. Dar există acea metamorfoză, să-i spunem așa, în care în momentul în care vine copilul în cabinet să joacă și spun mamei, puneți cântecelul care lui îi place, vezi o dată jab. Da? Deci e prezent, e acolo. Ceea ce nu este firesc. Și din ce în ce mai mulți copii au această problemă.